Un sac de sare, o rubrică cu bun gust pentru familii durabile. Bine v-am regăsit la Un sac de sare, sunt Valentin Giurici, invitatul nostru de astăzi este pastorul Gigi Cosman. Întrebarea noastră de astăzi este următoarea. Suntem căsătoriți de câțiva ani. Cât timp avem datoria să ascultăm de părinți? Sau, altfel zis, cum am putea să-i cinstim după ce ne-am căsătorit? Cred că întrebarea comportă două aspecte. Ascultarea de părinți și cinstirea părinților sunt două lucruri diferite. Când Scriptura se adresează copiilor, le spune: ascultați în Domnul de părinții voștri, că este drept. Este o exprimare foarte interesantă, pentru că presupune că acel copil deja are discernământ ce înseamnă în Domnul și înseamnă că nu trebuie să asculte de părinți în ce sunt îndemnați rău de ei. Dacă un copil este pus de părinți să fure, el ar trebui să știe, dacă s-a apropiat de Dumnezeu, că asta e păcat și să nu asculte de părinții lui. Deci ascultarea chiar și a copiilor trebuie să fie făcută cu discernământ. Copiii datorează părinților ascultare și când sunt foarte mici, părinții chiar trebuie să-și impună autoritatea, pentru că ei n-au discernământ. Copilul, dacă lași în pace, să facă ce vrea, se urcă pe plită și își dă foc și face tot felul de lucruri. Deci trebuie să-ți impui autoritatea spre binele lui. Când sunt mai mari, autoritatea trebuie câștigată, dar copilul trebuie să asculte de părinți. Este o diferență aici între o fată și un băiat. O fată va trebui să învețe să stea sub autoritate, de aceea va trebui să facă un exercițiu până se mărită de ascultare de tatăl ei, iar un băiat va trebui să învețe să decidă. În cazul în speță a întrebării pe care au pus-o cei căsătoriți de câțiva ani, frământarea lor este dacă trebuie să asculte de părinți după ce s-au căsătorit și în ce fel această ascultare poate fi interpretată sau concretizată în cinstirea părinților. Cred că ascultarea de părinți a unor oameni căsătoriți este selectivă doar în situațiile în care ceea ce părinții le spun este bun pentru relația lor. Dar în cazul acesta nu este de fapt o ascultare, ci este de fapt o însușire a sugestiei părinților, care devin propria lor alegere. Pe când un copil urmează alegerea părintelui în ascultare. Probabil întrebarea vine din pricina unui amestec a părinților în relație, care vor cu tot din adinsul să conducă ei. Și tinerii se gândesc că dacă nu-i ascultă pe părinți, nu-i cinstesc. Aici este o înțelegere greșită. Am întâlnit anomalii grave de felul acesta, chiar în diaspora, unde, vorbind despre această schimbare a priorităților, în care familia nou formată nu mai este datoare să se lasă condusă de părinți, ci trebuie să-și curească propriul drum și să-și ia deciziile lor. Deci am vorbit noi aici departe de țară, unde părinții au rămas nu știu la câte mii de kilometri despre aceste lucruri, dar am avut surpriza ca la sfârșit să vină o pereche, soț-soție, și ea în fața lui să-i spună: uite, soțul meu nu ia nicio decizie fără maică-sa. În tot timpul e cu telefonul și maică-sa îi spune: ați adunat banii, a trimiteți banii, a cumpărăm un teren acolo, facem aia. Și el zice: dar nu pot să nu ascult, că e mama care m-a crescut. Deci el avea o înțelegere cu totul eronată a îndatoririi pe care o avea față de părinți. Dacă lucrurile sunt așa, atunci nu te căsătorești dacă nu vrei să-ți asumi responsabilitatea de soț, de cap de familie, să formezi propriul tău drum. Cinstirea părinților înseamnă să ții cont de sfaturile lor bune, înseamnă să nu-i disprețuiești și când te îndeamnă rău, înseamnă să fii o resursă pentru viața lor, atât spirituală cât și materială. Te căsătorești nu ca să îi lași și să abandonezi, ci ca de pe această platformă să poți să-i cinstești cum se cuvine. Dar nu trebuie să confundăm cinstirea cu ascultarea de ei. Cinstirea părinților înseamnă să fii la îndemâna lor când au nevoie. Dacă au nevoi materiale, să fii acolo. Dacă au nevoi spirituale, să fii acolo. Dacă au nevoi fizice, să fii acolo. Nu înseamnă nici să îți lași tu serviciu și să le sap grădina, pentru că ei se încăpățânează să mai țină un hectar de pământ, că doar cum să lași și nu mai sunt capabili și vor să aibă și animale și te-ar ține robul lor. Nu se poate, nu în felul acesta îi cinstești. Pentru că nu-i poți cinsti pe ei distrugându-ți propria ta familie. Asta nu-i mai cinstire, sunt preteții nelegitime.
dacă sunt în nevoi reale, trebuie să vin întâmpinarea lor. Eu am fost impresionat de un bărbat care a venit în România din Statele Unite și România era a 50-a țară în care venea acest bărbat ca să învețe pe bărbați să-și cinstească părinții. Și el spunea cum a ajuns el la concluziile la care a ajuns. Deci am fost învățat după ce m-am pocăit că trebuie să dau bani pentru misiune, că trebuie să dau zecială, că trebuie să dau pentru cutare proiecta bisericii. Dar într-o noapte când n-am putut să dorm, am deschis Scriptura și am citit acea relatare a Domnului Iisus care vorbește despre copiii care nu-și mai cinsteau părinții și se eschivau din datorirea de a-și ajuta părinții, spunând că ei și-au încredințat averea lui Dumnezeu, au dat-o lui Dumnezeu și nu mai pot să o folosească pentru părinți, dar ei o foloseau. Totu-i corban, ăsta era termenul biblic, adică închina Domnului. Îmi pare rău, tată, dar nu te pot ajuta, că eu am dat Domnului banii. Dar el făcea ce vrea cu banii, dar se eschiva să-și mai ajute părinții. Și zice că noaptea aceea n-am putut să dorm când am citit asta. Pe mine nimeni nu m-a învățat că eu trebuie să-mi ajut părinții. Și că îi cinstesc în felul acesta, ajutându-i material. Și cum s-a trezit nevastă, mi-a spunea el, mi-am povestit ce am citit noaptea și noi aveam fiecare părinți destul de săraci și neglijați de noi. Și am zis, haideți să ne trimitem câte $100 în fiecare lună. Și le-am trimis câte $100. Zice, mama mea a reacționat numai după vreo 3-4 luni și a zis, ce te-au apucat, mă, trimis bani? Era absolut neobișnuit pentru ea și anormal vedea lucrul acesta, nu se aștepta niciun fel. Dar spune, după ce am început să le trimitem câte 200, după câte 300, apoi am început să le-am renovat casa. Dar zice, cum? Pe măsură ce am început să ne ajutăm părinții, Dumnezeu ne-a sporit venitul. Deci eu lucram într-o tipografie, am început de la cărat hârtia și de la lucrurile de jos și am ajuns foarte aproape de conducere. La un moment dat a venit șeful și a zis, vreau să vând tipografia. Deci în inima mea l-am urât și m-am gândit, nenorocitule, am muncit aici de când ai deschis-o. Am ajuns aici, în poziția asta și acum mă nenorocești, erau gândurile mele. Dar, zice, următoarea frază a fost, și vreau să-ți o vând ție. Și zice, dar eu n-am bani. Și zice, știu, de aceea ți-o vând ca să mă plătești în 5 ani. Și a vândut tipografia în 5 ani, a fost plătită în 3 ani, dar în 5 ani avea capacitate dublă. Și el pune toată această evoluție financiară pe baza faptului că a plecat într-o noapte de la acest principiu de a-și ajuta părinții cu promisiunea făcută de Dumnezeu, făgăduința, să fii fericit pe pământ și să ai o viață lungă, cinstirea părinților. Asta înseamnă să îți cinstești părinții, să fii acolo lângă ei când au nevoie, în orice aspect al vieții ar fi. Pentru că dacă ei te-au crescut pe tine și au avut grijă de tine, e vremea să întorci binefacerile părinților și să ai grijă de ei. Dacă sunt intriganți, dacă sunt răutăcioși, dacă vor să-ți distrugă familia prin intervențiile lor, te protejezi, îți păstrezi prioritatea familia, dar continui să-i ajuți, să te rogi pentru ei, să le porți de grijă, și dacă ți-ar fi dușmani. Mulțumim tare mult! În cadrul rubricii Un sac de sare, pastorul Gigi Cosman ne-a răspuns la întrebarea: suntem căsătoriți de câțiva ani, cât timp avem datoria să ascultăm de părinți? Și de asemenea, întrebarea ajutătoare: ce înseamnă să-mi cinstesc tatăl și mama? Sunt Valentin Giurici și vă aștept și data viitoare! Un sac de sare, o rubrică cu bun gust pentru familii durabile.